Haideți să vedem la leu. Pentru iulie, în dragoste, ce-a mai rămas din lună. La leu, 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 la dragoste, haideți să vă gândiți la persoana respectivă. El este, sunteți împreună bine, cât de cât, nu vă ceva rău. El este puțin agresiv în vorbire, vorbește, sau vorbește cu un alt bărbat, dar văd agresivitate, sau decizii rapide, sau este foarte repezit, așa, în vorbire, în, sau este o persoană de afaceri și are foarte mult ocupat, fost tot timpul ocupat. Poate nu vă dă acea atenție care dumneavoastră o vreți, femeia o vrea și atunci apar câteodată certuri, dar văd sentimente adevărate, dragoste, dar și dificultăți, greutăți. Poate fi greutate în afacerea asta care o are. Multe mesaje văd. Văd parcă este o persoană care vinde ceva sau vorbește mult, dar vorbiți bine, deci nu vă văd rău, să zic. Nu sunt certuri așa, doar că vorbele sunt foarte rapide, foarte agresive poate. Dar ea, femeia, este liniștită și el nu prea. Argumente. Țipă, câteodată țipete. Oricum, el este foarte afectat de o decizie de afaceri sau ceva impact financiar care l-are în viața lui. Dar așa vă văd o pereche foarte strânsă, foarte unită, uniți unul cu celălalt. Vorbiți câteodată de despărțire, dar doar vorbiți, deci nici nu cred că vă despărțiți. Poate că vine cineva în vizită sau această persoană, poate că sunteți despărțiți acum, dacă sunteți acum despărțiți, arată că acest bărbat se întoarce, că vă sună și vine. Se întoarce la dumneavoastră. Sau toate conflictele, toate problemele care sunt în această pereche pot fi din cauza familiei sau a cuiva care se amestecă în relație. Dar treceți peste această criză, probleme ce aveți și cu greu sau un târziu, mai devreme sau mai târziu, parcă totul trece și sunteți împreună iarăși bine. Vă văd bine împreună. Nu vă despărțiți sau dacă sunteți despărțiți, vă împăcați. Cam asta a fost la Leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.